Bine v-am găsit la o nouă emisiune Dincolo de ceea ce știm. Astăzi o să vorbim despre constelațiile familiale, ce înseamnă acestea și cum ne pot ajuta în a îndrepta tot mai mult pe calea inimii noastre. O avem în platoul nostru pe Iuliana Gabriela Enescu, psihoterapeut holistic. Fie să fie că m-am încurcat exact la denumirea ta. Este o încântare să fiu aici și acum, în prezența ta, ești un om absolut minunat și ai atâta experiență de viață și multe, multe formări, încât îți spun bine ai venit aici. Îți mulțumesc, Oana. Bine te-am găsit și v-am găsit. Îți mulțumesc pentru invitație. Spune-mi cu ce ai venit astăzi. Astăzi, așa cum am spus, o să discutăm despre terapia transgenerațională, ce înseamnă și constelațiile familiale și să vedem așa cum putem să scăpăm, nu știu, așa a ieșit, de tiparele care se tot repetă în viața noastră. Într-adevăr. Hai să vedem. Practic, constelațiile familiale sunt o formă de terapie holistică și transgenerațională, pentru că ea ne ajută să căutăm în sistemul nostru de familie acele tipare sau comportamente pe care le aducem până în prezentul nostru. De multe ori se spune că este un trecut din prezent, de fapt, care vine și se manifestă continuu. Și, practic, prin constelațiile familiale și prin această terapie transgenerațională, putem să facem un pic mai multă lumină în ceea ce înseamnă aceste repetiții, care sunt, de fapt, niște blocaje pe care le ducem mai departe. Și poți să-ți imaginezi un râu care curge la vale, de la munte, iar pe drumul lui întâmpinește diverse blocaje. Aceste blocaje fac apa să circule poate un pic mai puțin mai departe, iar această apă în viața noastră reprezintă chiar forța noastră vitală, bucuria vieții, armonia în viața noastră și este viața noastră pe care o primim din spate de la strămoșii noștri. Iar când acest râu al vieții este încărcat cu bolovan, cu blocaje, și știi deja cum poate animalele își fac loc sau poate ceva face ca și cursul apei să se schimbe. Prin constelații putem să intrăm mai mult în contact cu o dinamică ascunsă pe care noi o purtăm în memoria noastră genetică. Este practic o informație somatică pe care o ducem mai departe și prin relația de atașament cu părinții noștri și cu oamenii importanți din sistemul nostru de familie. Iar constelații ne ajută să aducem un pic mai multă lumină, să putem să le punem în ordine, să le cernem și să lăsăm să plece, tocmai pentru a putea facilita vindecătorul interior să-și facă mai mult prezența și noi să fim mai mult în contact cu noi înșine și cu viața noastră. Uite, eu am aici un text pe care l-am scos și care este ca o rugăciune care, din câte am înțeles, se practică în constelații. O să-mi spui tu mai multe, referitor poate și la, nu știu, meditații și la puterea meditației și așa mai departe. Hai să vedem. Vă mulțumesc, dragi părinți și toți strămoșii mei. Dau lumină la ceea ce nu a spus și la secretele de familie, ceea ce nu s-a spus probabil, aduc lumină tuturor amintirilor limitate de sărăcie și credințelor destructive care sunt asupra sistemului meu familial. Generațiile trecute, viitoare, în acest moment să fie acoperite de curcubeul de lumini care vindecă, regenerează corpul, sufletul și toate relațiile. Fie ca forța și binecuvântarea de azi să ajungă la toate generațiile trecute, dar și la cele viitoare, spre binele fiecăruia. Amin. Așa este și așa să fie, nu? Sau ceva de este. Și este. Și o să fie, într-adevăr. Și o să fie. Aici se spune despre strămoși. Știm prea bine că când spunem constelații familiale, ne gândim și la strămoșii noștri. Așa cum am spus că tiparele cumva provin din, poate din sistemul nostru de familie, din anumite credințe pe care le readucem în prezent și pe care le repetăm în, acum și aici. Cum strămoșii vorbesc prin noi? Adică toți strămoșii acum și aici sunt prin mine, spre exemplu? Da, așa este. Practic purtăm în genele noastre memoria lor
Și acele lucruri de care spuneai că sunt secrete, sunt lucruri pe care poate noi le-am uitat, dar ele rămân în inconștientul nostru. Și așa cum spuneai, datoria noastră este de a le scoate la suprafață și a le face conștiente. Și prin constelații cam asta facem, ne scoatem la suprafață, chiar dacă ele s-au vrut uitate, tocmai pentru a putea face față. De fapt, ceea ce se dă mai departe este trauma, care este o rană la nivel psihologic, dacă vrei. De multe ori le explic clienților că este o rană asupra inimii noastre și a sufletului familiei. Pentru că, de fapt, ce înseamnă o constelație? Constelația face parte din, se formează din sisteme. Sistemul meu de familie cu sistemul de familie al părinților mei, fiecare. Și, practic, fiecare sistem împreună formează o constelație de sisteme de familie. Este un câmp al familiei care vine și conține niște informații atât inconștiente cât și conștiente. Iar profunzimea lor este, aș zice, nesfârșită și mă duce până la nivel de inconștient și conștient, colectiv, cosmic. Da, poate că asta este o altă discuție. Deși noi facem parte cu toții din acest câmp, morfologic, de fapt, morfic, de fapt, în care sunt înglobate toate comportamentele noastre. Este suficient ca un membru al familiei să înceapă să facă această curățare interioară și această ordine interioară, pentru că, practic, el deschide drumul către aduce mai multă vindecare și mai multă lumină și mai multă pace și armonie, de fapt, în viața lui, în primul rând, și copiilor lui mai departe. Dar, din fericire, râul ăsta, când se curăță de sus, se curăță și sus, și în prezent, și după noi. Pentru că nu am cum să curăț ceva din prezentul meu fără să curăț ceva din spate. În traumă, repetiția este, de fapt, o modalitate prin care psihicul nostru caută să vindece, să recreeze scenariul, astfel încât noi, de fapt, să ne învățăm lecția pentru a putea merge mai departe. Și vindecarea vine tot din asta. Prin faptul că încep să conștientizez, învăț lecția pe care o am de învățat din ceea ce s-a întâmplat, caut să-mi ofer mie acele lucruri pe care nu le-am primit, poate în copilărie, și mă dau astea mai departe, după ce m-am vindecat, desigur. Iar constelațiile au fost formate de Bert Hellinger, este cel care a pus bazele fondatorul de frumoase metode de lucru. Așa. Da. Și cumva el a enunțat trei legi importante. Legea ordinii este legea în care toată lumea are dreptul să aparțină. Toată lumea are dreptul să aparțină sistemului de familie. Are dreptul să aparțină lumii și vieții. Practic, această lege este încălcată de fiecare dată când cineva respinge un membru al familiei. Atunci când există respingeri de orice fel. Faptul că poate cineva nu duce mai departe afacerea familiei sau poate a încălcat niște reguli pe care familia respectivă le avea sau a fost respins pentru că erau copii din flori sau faptul că chiar și copiii avortați intră aici pentru că ei nu au avut dreptul să fie. Însă modul în care ei sunt acceptați este atunci când lor li se acordă un loc care ei îl au, de fapt, și îl amintesc, știu că este, și îi dau respectul pe care el îl merită. Și atunci faptul că îl amintesc și știu, îl recunosc, practic el rămâne să facă parte din sistemul meu de familie. Și atunci lucrurile sunt mai mult în ordine. Sunt multe lucruri prin care se pot încălca aceste legi, însă mai departe, o următoare lege ar fi legea de echilibru între a da și a primi. Este important să avem acest echilibru între, chiar și noi când lucrăm, între zilele de concediu și zilele de muncă sau într-un timp de odihnă și un timp de muncă, efectiv. Dar acest lucru se vede și în relațiile noastre. Fie în relațiile de cuplu, fie în relațiile de prietenie sau fie în relațiile de familie. De exemplu, o altă lege care este foarte bine legată, de fapt, de amândouă, este legea primul are întâietate.
În această lege, părinții sunt înaintea copiilor, așa. Adică relația de cuplu, de fapt, are și întâietate în fața relației parentale, tocmai pentru că relația parentală n-ar fi putut să existe fără relația de cuplu. Și înainte relației de cuplu este relația cu sine. Deci trebuie să avem grijă de noi înșine mai întâi, să ne uităm la noi, fie că suntem femei sau bărbați, să avem grijă de noi, de noi în cuplu, dacă avem un cuplu, așa, și apoi de noi ca soț, nu, ca părinte, ca mamă și tată, nu? Da, într-adevăr. Pentru că am nevoie să fiu eu bine cu mine, ca apoi să pot să aduc binele acesta în relația de cuplu, iar din relația de cuplu să formeze, de fapt, cuibul de care copiii au nevoie pentru a crește într-o stare de armonie. Cele mai multe dintre traumele pe care le ducem mai departe vin inevitabil din dinamica familială. Și atunci, pe lângă astea, se mai pun și cele din timpul sarcinii, viața perinatală, în care ce se întâmplă cu mama sau cu bunica vine cumva și se impregnează direct în celulele noastre, în corpul nostru. Tocmai de aceea și constelațiile familiale sunt o formă de terapie și somatică, pentru că în grup efectiv lucrăm prin a intra în contact cu tot ceea ce noi conținem, cu acest câmp energetic. Este un corp spiritual, un corp emoțional, mental și la nivelul sufletului. Practic, noi funcționăm cu toții în aceste câmpuri, însă nu mereu ne gândim la ele. Și am învățat să avem grijă de corpul fizic de cele mai multe ori, dacă avem grijă și de el, însă toate sunt la fel de importante. Așa este. Hai să vedem concret. Ce presupune o constelație, un atelier, o ședință? Se poate face individual, din câte știu, se poate face și în grup. Există și o meditație înainte, după. Și cum se lucrează efectiv constelația? Din experiență pot să spun că fiecare facilitator are metoda lui personalizată cumva în funcție de pregătirea pe care o are și de contactul direct cu metoda. Și noi ne schimbăm și noi evoluăm și noi suntem tot timpul, sau de preferat, suntem tot timpul într-o creștere interioară și reașezare, pentru că tot ceea ce se întâmplă în grupul de constelații este ceva ce ne atinge și pe noi și, de fapt, în acest câmp cu toții rezonăm pe anumite paliere. Într-un atelier de constelații, sunt lucruri esențiale pe care le vor face toți facilitatorii. De regulă se stă în grup, poți să lucrezi constelații familiale fie într-o cameră, într-un spațiu închis, fie în natură, fie cu animale. Iar în individual folosim figurine, eu folosesc și cristale sau avem foi pe care notăm. Mai sunt constelația individuală, mai sunt constelațiile de coaching business în care putem să găsim la fel. Care este problema, care este scopul, care este dinamica din spate și de ceea ce are nevoie business-ul nostru în acel moment, indiferent de cât de mare sau cât de mic este el. Practic, și el face parte dintr-un sistem. Și partea de meditație este importantă, aș zice că este foarte importantă, pentru că ne ajută să ne conectăm mai bine unii la ceilalți. Ce pot spune e că într-o constelație lucrurile vin de la sine. Cum vorbeam și noi, nu știm cum o să fie, practic niciodată nu știm cum o să fie, pentru că acest câmp morfic în care ne aflăm scoate la suprafață tot ce este important și are nevoie să fie descoperit. Să fie spus. Exact, pentru că, de exemplu, în secretele de care pomeneai mai devreme, da, aceste secrete creează un gol de informații pe care noi îl vom repeta fără să ne dăm seama. Și avem nevoie să intrăm în contact cu acest adevăr interior. Spuneam mai devreme că totul are dreptul să aparțină. Această lege nu este doar în cadrul familiei, este și la nivel individual, pentru că eu am dreptul să îmi aparțin mie. Sunteți în care, în urma diferitelor traume, noi nu mai suntem în contact, de exemplu, cu părți din noi. Uh-huh. Exact. Și atunci e nevoie de o integrare a noastră. Spune, te rog. Integrarea iar noastră. În zona de meditație, aș zice mai degrabă că este o stare de
aduce atenția în mod conștient asupra corpului, tocmai pentru a putea face, de exemplu, împământare. Să pot să mă conectez cu corpul meu, cu scaunul, cu podeaua, cu spațiul din jurul meu, ca să pot să fiu mai mult în prezent. Mintea noastră se duce pe toate căile, ca cumva asta face ea, însă datoria noastră este să o educăm astfel încât să fie în favoarea noastră, nu în defavoarea noastră. Iar partea asta de meditație și ghidaj, vizualizare, este o parte importantă de care creierul nostru are nevoie, tocmai pentru că el are această putere incredibilă și care face ca lucrurile să se întâmple. Și atunci dacă eu țin prea mult în mine, de exemplu un secret, chiar dacă eu nu-l verbalizez, toate lucrurile pe care eu nu le spun, le va exprima corpul meu în locul meu, printr-o formă de boală. Și atunci învățăm să spunem, învățăm să punem limite, învățăm să fim mai mult în contact cu noi înșine și, de fapt, cred că învățăm să fim. Asta voiam să zic, Iuliana. Da, avem nevoie să fim autentici, nu? Da. Să fim în contact cu tot ce suntem. Și cu emoțiile noastre și cu corpul nostru și cu gândurile noastre, că până la urmă și gândurile sunt foarte importante și spun despre noi. Uite, gândurile noastre sunt importante, în primul rând să ne dăm seama de repetiția lor, pentru că și ele poartă un mesaj. Vorbeam noi la un moment dat de cum e să fii pe calea inimii tale și, de fapt, are legătură cu a ajunge la sinele tău autentic. Dar pentru a face asta, avem nevoie să dăm la o parte acele, cumva, haine pe care le luăm asupra noastră și sunt ale mamei, tatălui, mătușii, unui unc îndepărtat, eu știu, cui din sistemul de familie. Pentru că, uite, de exemplu, există, în partea transgenerațională, sunt mulți terapeuți care vin de cele mai multe ori din partea de psianaliză și care au format, au definit mai bine acest câmp al terapiei transgeneraționale. Iar dacă stai să cauți ce înseamnă psihogenealogie, ai să găsești multe definiții. Însă, cumva, baza este de a căuta și a descoperi, de fapt, aceste scenarii, aceste lucruri nespuse, sunt secretele de familie, repetițiile, numele, datele de naștere, deces, toate practic formează și sunt multe. Adică sunt multe lucruri exact pe care lucrez. De exemplu, când formăm o genogramă, avem parte de sociogenogramă în care avem nevoie să punem datele de naștere, numele. Numele este foarte important pentru că el contează foarte mult cine l-a pus, la ce s-a gândit, care au fost motivele din spate când ni s-a ales acest nume. Ne prezentăm cu numele pe care îl avem sau mai degrabă avem poate o poreclă pe care o folosim mai des? Am întâlnit de multe ori persoane care în buletin sunt numite într-un fel, dar de fapt ele se prezintă cu un alt nume. Da. Și atunci, practic, noi purtăm mai degrabă identitatea numelui pe care îl folosim cel mai mult. Aici o să te rog să dai un exemplu concret vis-a-vis de această genogramă, spuneai tu că se numește, ca să înțeleagă și telespectatorii exact cum se poate realiza. Adică, concret, luăm o foaie de hârtie, scriem un pix sau un creion și scriem numele nostru, pornind de la noi, nu? Întotdeauna. Așa, după care, și o să te rog pe tine... După care putem să facem două săgeți. Aici sunt mai multe metode în care poți să faci schița, de fapt, structura genogramei, pe care poți să le faci diferite. Adică atunci când lucrezi pe zona de afecțiuni fizice, pe somatizări, poți să faci una diferită. Când lucrezi pe nume, poți să faci tot așa o schemă diferită. Dar de cele mai multe ori, eu când lucrez, fac una mai mare, un pic mai amplă, pentru că atunci când le vezi sau când clientul le vede, este mult mai ușor de a face legăturile și ar vedea, e mai ușor să vezi loialitățile care se repetă, mai ales prin datele de naștere. Și văd, ce s-a întâmplat în luna aprilie? În aprilie, nu știu, s-a născut X, s-a căsătorit Y, a avut loc un anumit eveniment și, practic, de exemplu, în lunile care au o anumită încărcătură, în acea perioadă a anului se vor întâmpla anumite lucruri. Dar ca să mă întorc la întrebarea ta de mai devreme, atunci când facem structura, ne trecem pe noi. De exemplu,
Sunt două simboluri care vin și definez. Dacă ești bărbat, faci un pătrat, dacă ești femeie, faci un cerc. Sau astea sunt cele pe care le-am învățat și le duc mai departe, eu cel puțin. Și scriem data nașterii? Scrii data de naștere. De aici poți să adaugi mai departe, să faci schema cu părinții tăi, câte o săgeată în fiecare parte. La fel, numele lor, datele lor, locul nașterii, după care mergi mai sus și pui pentru bunici, străbunici și până unde mai știi. De regulă, cel mai mult am avut până la străbunici. Astea au fost cele mai frecvente. Da. Când avem copii, întrecem partenerul la fel, cu datele lui. De exemplu, pentru cuplu este important să facă genograma fiecărui partener și aici, de regulă, sunt multe repetiții. Și fie ei vin cu informații similare pe nivelul lor de generație, fie este unul care are un scenariu asemănător pe generație mai sus. Și, practic, ei vin împreună tocmai pentru a rezolva ceva unul din sistemul celuilalt. Și nu e nicio întâlnire întâmplătoare. Firește. Da, venim împreună tocmai pentru că avem ceva de învățat din asta. Și în momentul în care ne-am învățat lecția, am integrat-o în viața noastră, lucrurile se schimbă. Dar eu spun așa în câteva cuvinte, să mânca din spate. Este presupune poate ani, mă gândesc. Poate ani, da. Dar uite, să știi că am observat că depinde foarte mult de momentul în care persoana se află. Pentru că sunt dății în care suntem dispuși să lucrăm mai mult, avem energie, avem spațiu suficient de mult cât să putem să facem loc acestei unei anumite teme să existe, să o primim practic, să-i dăm voie să fie, să o acceptăm și, uite, este conceptul de iertare, însă în iertare înțeleg mai degrabă a accepta, a recunoaște că există și a recunoaște de fapt și că a durut sau că a rănit sau că ceea ce a fost a schimbat viața. Nu venim cu judecată, însă avem nevoie să aducem acest adevăr, să-l verbalizăm. Avantajul, de fapt, doar faptul că suntem martori la ceea ce se întâmplă, de exemplu, în cadrul grupului, mi-am dat seama acum că nu ți-am continuat ce înseamnă... Da, tocmai voiam să te întreb, de fapt, prin această genogramă, ce putem să aflăm? Adică am înțeles tiparele repetitive, dar putem să începem de la o temă, nu știu, poate un conflict al nostru interior pe care îl avem în viața de zi cu zi. Și vrem să aflăm, oare de ce, nu știu... Dă-mi un exemplu repede, ajută-mă, că nu vine nimic în cap. Uite, primul care mi-a venit, mi-a zis asta, la cineva concret acum, care se confruntă, de exemplu, cu pierderi financiare. Da. Fie că da. Nu este plătit la timp, fie că banii se duc foarte ușor, dar nu din partea proprie, ci cumva cei colaboratorii nu vin, nu își achită facturile la timp sau oamenii pleacă sau are pierderi pe alte părți. Și am descoperit că această pierdere este de fapt o modalitate prin care persoana este loială unui membru de familie care practic nu și-a achitat o datorie morală pe parte financiară. Adică în spate există un furt, este ceva ce am luat ce nu mi-aparține și acum se face o contabilitate mai degrabă emoțională. Și practic ceea ce am de făcut este să scot la suprafață cu adevărat această temă, să văd care este conflictul și să nu mi mai asum, să nu mai iau asupra mea. Mă întorc la cea de-a doua lege în care spun că fiecare are o ordine a nașterii. Dacă eu îmi asum, de exemplu, fericirea sau nefericirea părinților mei, atunci eu nu mai sunt în rol de copil. Sau față de bunicii mei, că au avut o anumită dificultate. De fapt, lucrurile astea vor merge mai departe și ajung la mine. Dacă eu mă simt responsabil, dator, față de ceea ce părinții sau bunicii mei au dat mai departe, față de suferința lor, voi merge în aceeași direcție, pentru că o ordine a iubirii spune că te urmez. Este o iubire oarbă, care ar face orice ca să-și vadă părintele poate bine. Și
atunci copilul sau acea persoană tinde să renunțe la sine sau la familia lui pentru a fi acolo, lângă părinți, lângă bunici. Sunt oameni care mă întreabă, și cum, Doamnă, chiar să nu-l mai ajut? Și nu spun asta. Dar cât să vezi care este limita. Când îți face bine, când nu-ți mai face bine. Pentru că dacă eu voi căuta să te ajut cu prețul vieții mele, atunci este, eu nu mai mi-aparțin mie. Îți aparțin ție și atunci mai încalc o lege. De fapt, e o rană asupra ființei mele. Pentru că nu mai dau voie să mă manifest. Îmi voi asuma anumite roluri care nu mi-aparțin, iar pe tine o să te țin un rol de victimă și atunci eu, care aparent sunt neputincioasă, voi căuta să pot, până când la un moment dat corpul meu va ceda, nu se mai poată. Sau ceva va ceda din familia mea, din munca mea, ceva va fi în disarmonie. Și putem să mergem să căutăm, să vedem care sunt lucrurile care blochează. Fie că e vorba de divorțuri, morți, războaie. Sau blocaje energetice, mă gândesc. Blocajele energetice sunt parte din aceste traume. De ce? Pentru că energia, exact cum spune, este blocată. Este blocată într-un eveniment. Practic, e o parte din mine care a rămas prinsă într-un eveniment și am nevoie să iau înapoi în mine acele resurse pe care le-am lăsat dintr-un anumit motiv. Noi, e ca și cum psihicul nostru le păstrează blocate pentru a ne proteja pe noi. Avem nevoie să ne ducem cu recunoștință față de acea parte din noi care, de fapt, a încercat să ne ajute. Chiar dacă mi-a blocat anumite zone din viața mea, a făcut asta tocmai pentru a mă proteja. Și atunci a pus să-i mulțumesc acestei părți care, practic, m-a salvat și să îi dau dreptul ei să fie și să văd eu astăzi, din un rol de adult, dacă sunt blat în copilărie sau din acest moment prezent, ce pot eu să fac pentru mine, dacă atunci nu s-a mai putut. Și, practic, cumva ne aducem pe noi înapoi, eliberăm acest blocaj și lăsăm să plece. El pleacă de la sine de multe ori pentru că l-am verbalizat sau pentru că l-am văzut. În grupul de constelații, practic ce facem este prin reprezentanții pe care îi aducem pentru tema aleasă. Deci se alege o temă. Pornim se alege o temă. De la o temă. Da. În funcție de... De un exemplu de temă, nu știu... Chiar de ce ziceam mai devreme, financiar, aceste blocaje financiare, pentru că aparent e vorba despre bani, dar neapărat nu e vorba despre bani, niciodată nu e vorba despre bani. Da. Este vorba de partea aceea energetică, dacă vrei, sau emoțională, pe care avem nevoie să o învățăm să o gestionăm. Practic o transformăm, pentru că energia este energie și atât. Și banii spun tot despre o energie. Exact, am nevoie de energie să pot să muncesc și să fiu răsplătit pentru ceea ce fac. Sau... Faptul că sunt dispus să primesc asta, ei au unde să vină. Tot timpul au unde să vină. Important e să vedem care sunt credințele noastre, pe ce bază s-au format ele și să învățăm să le eliberăm. De exemplu, puterea vizualizărilor și a meditației este foarte mare, pentru că prin ea putem să ne rescriem acest scenariu de viață. Chiar dacă, poate nu am avut o copilărie extraordinară, este minunat că acum, în prezentul meu ca și adult, pot rescrie acest scenariu și să îmi formez o altă rețea neuronală. Pentru că formând acest sistem vechi, stând în acest sistem vechi, întregul meu corp, întreaga mea neurologie, sistemul meu nervos va funcționa pe aceste credințe care îmi vor da anumite stări și anumite chiar disfuncții fizice. În momentul în care eu încep să lucrez și să descarc la nivel corporal ceea ce a fost impregnat, pentru că nu e suficient să lucrez doar imaginativ, da? Sunt mulți oameni care vizualizează sau repetă anumite propoziții, însă dacă ele nu sunt trăite în toată ființa ta, să le simți așa în tot corpul tău degeaba. Da. Hai, poate nu degeaba, se curăță, știi? Se curăță, poate mai conștientizez ceva, poate, nu știu. O să revenim cu mai multe detalii și inclusiv legat de faptul că unii oameni nu pot să vizualizeze. Au ceva, poate blocaje, atunci când fac o meditație. Dar asta după o scurtă pauză de publicitate. Așadar, rămâneți alături de noi!